Bună ziua, mă numesc Alin Harant și vă spun bine v-am găsit la o nouă emisiune Lumea Animalelor. Astăzi vă voi demonstra două exerciții, două comenzi folosite în dansul canin, un sport care se numește dansul canin. Sunt două exerciții comice, hazlii aș putea spune, rostogolul, când le învață să se rostogolească la comandă și comanda latră, lătratul la comandă. Pentru început, vă voi exemplifica cu milii. Vom da drumul din lese. Voi exemplifica comanda. Vom încerca. Este nou în această comandă. Ea a executat doar de două ori această comandă. Comanda rostogol. Milii, vine aici. Pas. Îmi trece ușor comanda de pas. Pune câinele în șezi. O recompensăm că a executat această comandă. Culcat. O recompensăm din nou pentru culcat și dăm bravo. Bravo, Mili! Bravo! Bravo, puile! Bravo! Din nou. Șezi. Recompensez pentru această comandă. Culcat. S-a așezat în culcat. Recompensez. Pun mâncărica între lăbuțele ei. Culcat. Și de data asta vă voi arăta cum să procedați culcat. Cum să procedați cu cățelul nostru pentru a-l învăța această comandă. Vă așezați. Vine aici. Șezi. Vă așezați în fața lui, culcat. Luați o bucățică de cărniță, o bobiță și o dăm ușor, o lăsăm să urmeze traiectoria mâinii făcută de mâna mea. Rostogol, rostogol și s-a rostogolit. O recompensați doar în momentul în care a executat această comandă, acest exercițiu. Vom prezenta din nou acest exercițiu. Pas, pas, șezi. Culcat, recompensez, voi fi în fața ei, așteaptă. Mâna în care am bobița va fi în spate, vă lăsăm să miroase și o dăm ușor spre sol. Bravo, liber! A executat pentru prima oară această comandă. Îi dăm liber, o încurajăm, o mângâiem. Bravo, Mili, bravo! Bravo! Încercăm din nou. Șezi, culcat, recompensăm. Mâna în care am bobița trebuie să fie în spatele capului, aceasta să miroase mâna și mâna mea va forma un arc de cerc care va ajunge spre sol. Rostogol. Câinele urmând mâna în care am recompensa, se va rostogoli. O recompensez din nou. Bravo, Mili! Bravo! Bravo, fetița! Bravo! Bravo! Bravo, pui! Pas. Încercăm din nou. Pas. Șezi. O recompensez pentru această comandă. Culcat. Recompensez din nou. Țineți minte, în poziția de culcat, recompensăm mâncarea va fi lăsată între lăbuțele cățelului. Și din nou, voi încerca această comandă de rostogol. Lăs câinele să miroase și trag mâna ușor spre sol. Rostogol, rostogol, rostogol. Foarte bine. În momentul în care s-a rostogolit, deja am recompensat. Bravo! Bravo! Și dăm liber. Bravo, puiu! Foarte bine lucrează acest cățel. Bravo! Șezi. Încercăm din nou. Recompensăm. Culcat. Așteaptă. O lăsăm în așteaptă. Așteaptă. Comenzile nu trebuie să fie făcute una după alta. Nu-i dăm șezi, culcat, rostogol, pentru că în capul câinelui e un haos total. O lăsăm puțin în așteaptă. Așteaptă. Și încercăm din nou această comandă. În mâna dreaptă am bobița de mâncare, dăm ușor, rostogol, rostogol și câinele s-a rostogolit. În momentul în care s-a rostogolit, îl recompensez și dau mâncărica să o mănânce. Bravo, liber, liber, bravo, mami, bravo, bravo. Mili, șezi, bravo, așteaptă, lăsăm mâna, așteaptă, așteaptă, așteaptă. Așteaptă, o recompensăm din nou pentru așteptare, așteaptă și dăm culcat, culcat. O recompensăm, așteaptă. Încercăm din nou aceeași comandă de rostogol. Nu recompensați câinele în momentul rostogolirii. El trebuie doar să miroase mâna în care aveți mâncarea și îl recompensați după ce el a executat această comandă. Încercăm din nou. Mili, rostogol, rostogol
Și acum am recompensat. Bravo! Bravo, puiu! Bravo! Liber! Liber! Bravo! În continuare vom lucra cu un labrador retriever capeniu, în vârstă de 10 luni, un mascul, se numește Ronnie, cu care vă voi exemplifica comanda rostogol, ceea ce v-am arătat mai devreme, cu Mili, celălalt labrador auriu. A fost prima etapă, etapa de învățare, primii pași pentru etapa de învățare a comenzii rostogol. Ronnie este un câine foarte, foarte agil, hiperactiv, pot spune, șezi. Sper că azi să fie cu minte și să lucrăm foarte bine. Pas. Mergem mersul la pas. Pas. Și dăm culcat. Culcat. Câinele executa culcat. Executa comanda culcat. Acest câine deja știe această comandă rostogol. Și voi arăta acum. Rostogol. Rostogol. După ce a executat această comandă, îl voi recompensa. Nu uitați să recompensați câinele după ce execută comanda. Cum ați văzut mai înainte, cum ați putut vedea mai înainte cu celălalt labrador, pașii sunt în felul următor. Culcat, așteaptă, ne dăm, lăsăm în așteaptă, ne dăm un pic în fața lui, așteaptă, dăm mâna în spate și spunem rostogol. S-a rostogolit, el deja știe comanda, știe ce va urma și îl recompensez. Bravo! Pas! Încercăm din nou această comandă. Șezi. Ne dăm câinele șezi. Ronnie deja e la o altă etapă a dresajului. Culcat. Deja e rămas pe fixarea elementelor de disciplină. Așteaptă. Și îi dăm din nou comanda rostogol. Rostogol! Bravo! Îl recompensăm și dăm bravo. Bravo! Bravo, Ronnie! Bravo! Pas. După cum ați putut vedea, m-am îndreptat culcat. M-am îndreptat ușor, ușor spre câine. L-am lăsat în poziția de culcat, așteaptă. Așteaptă. Boaba, bucățica de mâncare o țin în mână, la nivelul brâului. În momentul în care am dat comanda câinului rostogol, am intrat puțin în dânsul. Pe el, pot să spun. Am mers un pic spre dânsul și atunci îl forțez să se rostogolească. Rostogol! Rostogol! A făcut foarte bine, laud, bravo! Și l-am recompensat. Îl recompensez de fiecare dată când a executat și încercăm din nou. Culcat! Așteaptă! Lui Ronnie putem să-i dăm comanda și un pic de mai distanță. Deja știe această comandă. Rostogol! Rostogol! Nu a fost nevoie să vin spre el. Bravo! Bravo! Pas! Bravo! Pas! Pas! Ui! Culcat! Culcat, Ronnie. Încercăm din nou să demonstrăm această comandă. Suntem aici. Nou. Culcat. Deja el a știut ceea ce vreau să-i cer. Așteaptă. Trebuie să execute comanda chiar dacă o știe. Chiar dacă insinuează, știe ce vreau să-i cer. Doar atunci când îi dau comanda. Așteaptă. Așteaptă. Acum îi voi da comanda. Rostogol. Rostogol. Câinele s-a rostogolit și îl recompensez. Foarte bine. Bravo, bravo, Ronnie. Bravo. Îi dăm liber. Bravo. Și vom încerca încă o dată. Pas. Pas. Culcat. Lăsăm în așteaptă. 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 Așa cum v-am prezentat și cu Mili, așteptarea se face cu brațul întins. Arătăm palma câinului. Așteaptă. Am ajuns înapoi. De data asta nu lucrăm ca în prima fază de inițiere din lateral. Ați putut observa mai înainte că am lăsat câinul așteaptă și cu Mili am venit din lateral și am arătat mâna în care am mâncare, a urmat-o și s-a rostogolit. De data asta nu voi fi în lateralul câinului, așteaptă, în fața câinului, pardon, așteaptă. Voi fi în lateralul câinului, așteaptă. Am ajuns în lateralul lui, culcat. Așteaptă, țin mâncarea la nivelul brâului, așteaptă și spun, rostogol, rostogol, s-a rostogolit foarte bine și dau bravo, bravo, liber, bravo, bravo, bravo. Ronnie este un câine care vrea multă joacă, multă joacă, dacă s-ar putea în continuu s-ar juca, pas. Și încercăm acum să repetăm, de fapt, comanda rostogol de câteva ori, culcat, așteaptă. Rostogol, culcat,
Culcat, nu-l mai recompensăm de data asta. Și mai încercăm o dată. Rostogol, rostogol. Bravo, bravo băiatul, liber, hai. Bravo, 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 bravo. Pas. Încercăm din nou această comandă. Facem un culcat și un rostogol. Culcat. Culcat. Așteaptă. Așteaptă. Lăsăm câinele în așteaptă. Și dăm comanda rostogol. Rostogol. S-a rostogolit foarte bine și îl recompensez. Bravo. Culcat. Așteaptă. Încercăm să legăm aceste comenzi. Culcat. Așteaptă. Să legăm câteva rostogoliri. Hai să spunem pentru început două. Așteaptă. Rostogol. S-a rostogolit. Culcat. Îi dăm culcat. Nu-l recompensăm de data asta. Și încercăm din nou. Îi dăm aceeași comandă. Rostogol. S-a rostogolit de două ori și de-abia acum recompensez. Bravo. Bravo, Roni. Bravo. Bravo, băiatul. Bravo. Liber. Bravo. Pas. Pas. Încercăm din nou. Culcat. Așteaptă. Îl lăsăm puțin în așteaptă. Așteaptă să mai calmeze. Așteaptă. 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 Revenim înapoi în lateralul lui, cu fața îndreptată spre el. Așteaptă. Și dăm din nou comanda rostogol. Rostogol. S-a rostogolit. Culcat. Rostogol. A făcut de două rostogol. Bravo. Bravo, băiatul. Bravo, bravo. Liber, ușor, pas. Aveți grijă să nu se înconocească lesa după el, cum s-a întâmplat acum cu Roni. Culcat. Culcat. Așteaptă. Așteaptă. Vom încerca din nou aceeași comandă. Roni, rostogol. S-a rostogolit și îl recompensez. Bravo, băiatul. Bravo. Bravo. Liber, liber. Bravo. Bravo. Șezi. Culcat. Încercăm un pic să distragem atenția și să uite un pic de comanda aceasta rostogol. Lucrăm alte comenzi cu el. Roni, șezi. Am lucrat acum din comanda culcat, șezi. Am executat din nou această comandă. Culcat. Teaptă. Latră. 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 Îl recompensez. Culcat. 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 Așteaptă. Așteaptă. Și vom încerca din nou această comandă. Latră. 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 Culcat. Latră. Culcat. Așteaptă. Latră. 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 Bravo, recompensez și dau liber. Liber. Pe data viitoare vă voi prezenta standardul rasei ciobănesc german. Sunt Alin Harant și până data viitoare vă spun numai bine. Roni, salută și tu. Latră. 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 Bravo.